Bună seara, Flavius. Era o vorbă aici, în tribune, de pe vremea când jucai tu. Cine vine în groapă, fără cinci nu scapă. Azi au fost decât patru. Dar n-am mai dat de mult Dinamo patru goluri. Trei puncte importante, asta mă bucură cel mai mult. Mă bucur într-adevăr faptul că am tratat foarte serios meciul. Mă bucur că a marcat și Bordușanu primului gol și atât de fericit acest copil cum n-am văzut de mult pe chipul lui. Mă bucur că Gabi Torje a reușit să marcheze o dublă. Am văzut la Ivanovski, Cosmin Matei, dorință. Deci suntem pe un drum bun, dar trebuie să fim atenți, muncă mult în continuare, să fim responsabili și să nu cedăm. Chiar dacă întâlnim la sfârșitul săptămânii viitoare o echipă Rapidul, o echipă care se bate pentru play-off, trebuie să fim foarte, foarte atenți. A fost un antrenament bun cu public până la urmă pentru voi, chiar dacă a fost meci de Liga 1. Nu pot să-l numesc așa, pentru că să știți că au avut și momente bune de joc, au încercat, să știți că nu a fost chiar atât de ușor cum arată scorul, au simțit și proprii jucători pe propria piele că trebuie să fim conectați și concentrați până la sfârșit, că un 2-0 la pauză, am avut și o discuție cu ei că este un scor periculos, îl știe toată lumea și nu vroiam să facem vreun cadou și să începem iară să intrăm în criză și să avem teamă de a juca. Avea nevoie de puncte Dinamo, dar și de o astfel de victorie categorică, așa puțin să... Avea nevoie de o victorie, avea nevoie de un joc, avea nevoie de goluri. Suntem pe drumul bun, trebuie să continuăm pe același drum, să ne luăm nasul la purtare și să fim la fel de conectați. Că asta le-am spus și jucătorilor, cât au suferit de-a lungul timpului, mult timp, pe nereușitele lor și e păcat... Sau ar fi păcat dacă nu am continuat cu încredere și cu dorință și cu sacrificiu. Pentru că am scos la UTA un punct în 9 oameni, un punct de sacrificiu care a dat încredere. Astăzi am câștigat mai mare încredere. Vreau să fim conștienți că fără sacrificiu și fără muncă nu putem face minuni. Apropo de încredere, de ce suporterii visează la o victorie cu Rapid în derby? Arena națională va fi cum trebuie. Cu siguranță, atâta timp cât noi suntem conectați și conștienți de importanța fiecărui meci în parte, jucând pe arena națională, cu siguranță o să facem o partidă mare. Tot timpul cu galeria în spate, pe arena națională au fost meciuri frumoase, chiar dacă Rapidul, după calculul urtiei, pleacă favorită, faptul că avem în spate asemenea galerie, cu siguranță o să ne împingă de la spate. Și în momentele dificile, acești băieți, până la urmă, ei sunt artizanii victoriei, ei sunt artizanii a tot ceea ce înseamnă Dinamo dacă se va reuși salvarea de la retrogradare și au nevoie de sprijin. Ai spus, dacă se va reuși, Gabi Torje nu concepe acest lucru ca Dinamo să retrogradeze, nici măcar barajul. Adică obiectivul vostru acolo este să vă salvați direct. Da, noi ne dorim, dar trebuie să fim și realiști că nu suntem o echipă care joacă singură. Suntem o echipă care întâlnim adversari, trebuie să fim mai buni decât ei și ca să fim mai buni decât ei trebuie să muncim foarte mult, să fim conștienți că putem scoate echipa din situația aceasta. Suntem pe un drum bun, asta clar, am spus-o, o spun și o voi spune tot timpul. Facem tot ce ne stă în putință cu toții să salvăm Dinamo de la retrogradare. Dinamo a fost o campioană a achizițiilor în perioada asta, chiar dacă situația este grea la club. Ești mulțumit de lotul tău? Ăsta este lotul cu care Dinamo va ataca finalul ăsta nebun de campionat? Pot să vă spun cu siguranță că atâta timp cât există concurență, crește și valoarea individuală. Și acum, la momentul acesta, cu cei veniți de la Gazmetan Media și în rândurile noastre, cu siguranță concurența crește. Important ca fiecare, atunci când intră pe teren, să aibă și realizări personale. La momentul acesta este o stare de normalitate. De ce spun asta? Pentru că este o atitudine bună a echipei, este în rândul grupului, există într-adevăr prietenii ca și frații, dar trebuie să avem și realizări pe teren. Astăzi mă bucur pentru cei care au marcat, sunt convins că meciul următor o să fie și alții. Și în încheiere, Flavius, vreau să te întreb, aia ta experiență și ca jucător și ca antrenor, ți se pare normal ce se întâmplă acum la nivelul Ligii 1 cu echipe ca și Mediaș, ca și Clinceniu, care cum erau cei de la Mediaș și se gândesc care cum să plece,
știu că li se vor lua puncte, sunt deja condamnați, adică pentru ce să mai joci? Pentru ce motivație să mai ai? Într-adevăr, ar trebui să găsim o soluție. Nu sunt eu în măsură, doar că vă spun ceea ce i-am simțit pe oameni și înainte de partidă, și mă refer la cei de la Gaz Metan Media, și oameni dezamăciți, descumpăniți, până când și jucătorii care au venit la noi în rândurile noastre și grădinarul și de Moura, din discuțiile cu ei, am văzut câtă suferință au îndurat și mai mult decât atât se gândesc la cei care au rămas în continuare la Gaz Metan Media. Trebuie găsită o variantă, nu sunt eu în măsură, dar v-am spus de suferința oamenilor și de tristețea care o aveau și în voce și în comunicarea cu mine. Ok, mulțumesc, Claudiu. Cu drag.